ASEA Târgu Mureș a făcut o nouă achiziție și a adus la echipa de Liga 1 un mureșan, jucătorul Sergiu Mut, care va evolua pentru vicecampioană în următorul an și jumătate. Fundașul central are 26 de ani, s-a născut la Târnăveni și și-a început cariera de jucător la Chimica din localitate. Sergiu Mut vine de la Gazmetan Mediaș, pentru care a evoluat încă din 2007. A avut însă scurte treceri pe la Prefab Modelu, Liga a doua și CSMS Iași. Junioratul său este unul impresionant, are prezență în tricoul echipei naționale la selecționatele Under 17, Under 19 și U21. Cu acest nou venit, numărul achizițiilor din pauza competițională se ridică la 7 pentru ASEA Târgu Mureș. De la sosirea noului antrenor, Petre Grigoraș, echipa s-a întărit pe rând cu fundașul dreapta Gabriel Matei, mijlocașul Laurențiu Buș, atacanții Andrei Ciolacu și George Țucudean, fundașul Marius Constantin, atacantul Adrian Mutu. Aflată în cantonament în Antalya, formația Târgu Mureșeană se pregătește pentru al patrulea amical al perioadei de pregătire centralizată. Sâmbătă, 30 ianuarie, va evolua în compania celor de la Slovan Libereț.